Se știe doar că, încă înainte de a fi arestat, Dorin Chirtoacă se gândea să plece din partea Libera. Și să ducă unde? Nu știu, dar ori un proiect propriu, ori cu alt partid, dar Dorin Chirtoacă nu mai putea suporta presiunea din partea lui Mihai Ghimpu. Eu nu cred că Dorin Chirtoacă vreodată îl va trăda pe unchiul său. El nu îl va trăda, că asta nu înseamnă trădare. Dacă își face un proiect propriu, nu înseamnă trădare și el nu este dator lui Dorin, lui Mihai Ghimpu, dimpotrivă. Tot Partidul Liberal este dator lui Dorin Chirtoacă. Având un lider care avea 2% sau 3% în sondaje și Partidul Liberal lua 13%. Iar la noi liderul trage partidul în sus. Noi am avut doi lideri, unul care a tras partidul în sus și altul care l-a tras în jos.